Salut și bine ai venit la Bani în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre deschiderea unei afaceri în regim de franciză. După ce am văzut mecanismele de funcționare, avantajele și dezavantajele sau etapele implementării unei asemenea tip de afacere, continuăm cu analiza celor mai recente trenduri și principii care stau la baza afacerilor francizate de succes. Pentru că vorbim de succes, ei bine, nu există o rețetă unică a succesului pentru afacerile operate în regim de franciză și pentru orice afacere. Dar cu siguranță nu pot lipsi ingrediente precum brand, concept, flexibilitate cu orientare în funcție de nevoile de consum ale pieței locale, identificarea zonelor ce permit dezvoltarea de business. Dincolo de aceste aspecte, chiar și într-un business cu francize, trebuie să fii agil, să iei decizii în momente cheie, să fii un bun observator și analizator al competiției și al pieței în general și, poate cel mai important, să fii foarte activ. Să fii aproape de comunitatea ta, a celor care îți iubesc brandul, să vii cu noutăți, cu oferte, să păstrezi relația de încredere construită în timp și să o consolidezi, să îți tratezi cu respect angajații și să fii transparent. Munca și pasiunea sunt alte elemente cheie care te ajută să-ți consolidezi business-ul. Fără ele nu poți să faci nimic trainic. Deci, ingredientele cheie pe care le reținem, brandul, conceptul, investiția, antreprenorul, care trebuie să dea dovadă de agilitate, pasiune, inovare, să fie permanent activ, să analizeze foarte bine clienții, concurența și să-și formeze o echipă în jurul căreia să creeze și să cultive, să crească aceste valori. Haideți să analizăm câteva exemple de succes. Cu toții știm McDonald's, cea mai puternică franciză din lume, gigantul american, este activ în România încă din 1995, întâi direct și apoi în sistem de franciză, operat de grupul maltez Premier Capital. De altfel, în prezent, toate numele mari din industria restaurantelor și cafenelelor care au intrat în piața din România sunt venite în franciză. Cele mai multe nume gigant au optat pentru această formulă de activitate încă de la început. Spre exemplu, antreprenorii care au adus la început, în anul 1994, afacerea francizată Pizza Hut, au investit 3 ani mai târziu în franciza KFC. Mai mult, după o pauză de circa 20 de ani, aceiași oameni de afaceri au pariat și pe franciza Taco Bell. Toate trei branduri sunt incluse în topul antreprenor al celor mai puternice 100 de francize. Similar, grupul polonez Amrest a preluat în România cunoscuta franciză și afacere cu bar de cafea Starbucks. Și după mai mulți ani de prezență în România, în 2019 a început să dezvolte și brandul de restaurante de tip fast food Burger King. Polonezii au de altfel în portofoliu vast branduri proprii sau francize pe care le mai dezvoltă și în alte piețe. Acest model le permite unor giganți din industria Horeca să acopere o bună parte din această lume cu investiții realizate de partenerii lor. Cei mai mulți jucători din Horeca preferă să acorde master franciză pe o piață unui singur partener care să se ocupe de dezvoltarea acestei afaceri. O excepție este cea a Subway, care acordă fiecărui partener una sau mai multe unități. Un concept care a prins foarte bine și crește în ultimii ani în România este Maison de Crepe, cu primul restaurant deschis la noi în 2016 în București. Tradiționalul concept de clătite și pancakes american este incorporat într-un restaurant full service în care preparatele se transformă în delicioase opere de artă. Retailul, indiferent că este vorba de modă, cosmetice, bijuterii sau decorațiuni, a atras cele mai multe concepte de franciză în România, undeva la 200, deci circa 50% din totalul din piață. Totuși, ponderea este în scădere pentru că Horeca și serviciile câștigă teren în direcții precum imobiliare, servicii de sănătate, turism, materiale de construcții, mobilier sau bricolaj, apoi cafenele, fast food sau restaurante cu specific bine definit pe o nișă aparte. Ce se poartă în materie de francize? Ei bine, conform revistei Entrepreneur, cele mai atractive trenduri sunt cafenelele de specialitate, restaurantele cu specific fast food, mâncare japoneză sau deserturile unicat care pot fi servite într-un spațiu comod alături de un ceai sau cafea bună.
Alte servicii interesante cu o creștere puternică în ultima perioadă sunt centrele educaționale pentru copii, serviciile pentru reparații electrocasnice, echipamente IT sau diverse echipamente hardware, business-urile asociate animalelor de companie, iarăși merg foarte bine, fitness-ul de la săl de box la studioul boutique. Există câte ceva pentru fiecare, inclusiv pentru copii, care se pot dezvolta armonios în aceste săli de sport și sunt concepte dedicate acestui segment. Desigur, succesul nu este garantat și nu toate poveștile în franciză se termină cu bine. Spre exemplu, pentru La Perla, apoi Hugo Boss, Burger King inițial și Gregory's, prezența actuală în România nu este prima. Criza, concurența crescută sau lipsa de adaptare la consumatorul local au făcut ca primele francize să ieșeze la noi în țară. Cu alți parteneri și cu noi planuri de business, aceste afaceri au revenit. Brandul puternic New Look, spre exemplu, adus pe piața locală în sistem de franciză, a decis în 2015 să iasă din România la circa 4 ani de la deschiderea primului magazin. Brandul a fost adus pe piața locală de grecii de la Forlis, care dețin încă franciza retailerului de echipamente sportive Intersport la noi în țară. Cele mai mari branduri de modă în frunte cu Zara, H&M și C&A sunt acum prezente direct după ce francizele inițiale au eșuat. De asemenea, Costa Cafe și Dunkin' Donuts, două dintre marile nume internaționale cunoscute pentru dezvoltarea în franciză, au încercat să atace piața locală, însă după câțiva ani de activitate au ieșit. De ce eșuează unele companii în regim de franciză? Câteodată planificarea financiară lasă de dorit. În episodul următor o să vedem cum să-ți faci cele mai importante calcule pentru o asemenea afacere. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.